Zilele acestea, APIA a efectuat mai multe plăți către fermierii olteni. Este vorba despre sume aferente ajutorului de stat acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal. La nivelul județului au solicitat grantul de 100 de euro, 13.000 de fermieri, pentru o suprafață de 180.000 de hectare. Acest ajutor viza beneficiarii, respectiv fermierii care depuseseră cereri și care au avut înființate culturi de toamnă, grâu, orz, ovăz, rapiță, toate culturile de toamnă. Ajutorul acordat era sub formă de grant în cuantum de 100 de euro pe hectarul de culturi pe care le-am menționat. Iar la acest moment toți beneficiarii au banii în conturi. La nivelul APIA Centru Județean Olt a fost efectuată o plată în cuantum de 87.552.450 de lei. De asemenea, și fermierii din sectorul avicol și suin au primit grantul financiar. În cursul zilei de ieri au intrat în contul beneficiarilor ajutorul de stat acordat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și sectorul avicol. Acest ajutor s-a acordat în baza Ordonanței Guvernului 12 pe 2024. Era stabilit un cuantum de 100 de euro pe UVM, atât pentru sectorul suin, cât și pentru sectorul avicol. La nivelul Centrului Județean Olt, în cursul zilei de ieri, s-a plătit o sumă de 14.236.704 lei pentru un număr de beneficiari care au depus cereri și care se încadrau în criteriile de eligibilitate. Din Olt, 6 beneficiari din sectorul suin și 15 din avicol au primit grantul financiar de 100 de euro.